Luna martie a fost o lună altfel pentru compania Eger. Începând cu 3 martie și până în ultima zi a lunii, fabrica din Rădăuți a fost vizitată de elevi de gimnaziu sau liceu, aflați în săptămâna altfel sau săptămâna verde. În total, în luna martie, 200 de elevi au trecut pragul fabricii din Rădăuți, care produce plăci de lemn. Curioși să afle detalii despre cum se produc plăcile de PAL sau OSB, ce înseamnă economie circulară sau care sunt beneficiile sistemului de învățământ dual, unii dintre elevi au venit tocmai din București. Pe 27 și 28 martie, fabrica Eger a fost vizitată de un grup de peste 40 de elevi de la Colegiul Național Gheorghe Lazăr din București. Din partea conducerii fabricii vrem să vă urăm bine ați venit și sperăm să mai veniți la noi. Elevii au asistat la prezentări ale activității Eger în lume și în România și au aflat cum se realizează colectarea deșeurilor din lemn prin timber pacuri, centrele Eger de colectare. Luăm tot ce înseamnă deșeurile din lemn, de la mobilier uzat, care fiecare din voi îl aveți acasă și vă știți bine, vă plictisiți de el, în loc să-l aruncați, mai bine îi dați nouă ca să-l reciclăm. Apoi au făcut o vizită la un ocol silvic și o drumeție în pădure. Programul Săptămâna Verde, prin care elevii din București au ajuns în fabrica Eger, a fost organizat în parteneriat cu Ecoteca și Maraton EPR Group. Pe 30 martie, alți 27 de elevi de la școala Bogdan Vodă din Rădăuți și peste 40 de elevi de la școala Regina Elisabeta au făcut un tur al fabricii la linia de producție OSB. Vineri, 31 martie, peste 30 de elevi de la școala gimnazială Bilca au venit în vizită tot la linia de producție de OSB. Anterior, pe 22 martie, liceenii de la Colegiul Tehnic Rădăuți au descoperit cum este produs palul din care este realizată mobila din casele lor. Iar la începutul lunii martie, două clase de elevi de la școala gimnazială Dornești au vizitat liniile de pal și OSB. La finalul fiecărui tur, elevii au fost invitați în clădirea de birouri, unde au urmărit un video care ilustrează întreaga activitate de pe platforma Eger și au primit răspunsuri la întrebări.